Kavanaugh, she is on the Oklahoma City. She has been mentioned on the outskirts. Those issues have been going on, those issues are not necessarily on the agenda. Ați fost convocați și cu coordonarea mare, publicați numărul 5767 din 17 septembrie 2021. Acum am lucrat aici. Consacru este prezentă majoritatea consilierilor în transmisie, prin urmare, putem începe lucrările ședinței. Înainte de a trece la ordinea de zi, supun spre aprobare procesele verbale din datele 22 iulie și mai ales anul curent. Supun la acord. Punctul numărul 2 de hotărâre din de a mandatului de consilier o paralatoare în plinarea Elena Iandre, înainte de expirarea curajului normale, a mandatului, ca urmare a schimbării domiciliului punctual cu unitatea administrativă teritorială, vacantarea postului de consilier local, a postului local, rămâne Valicea. De supărat. Punctul 2. Proiectul hotărârii privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Palincea, aprobarea acestei investiții, actualizat pe anul 2021. Punctul numărul 3. Proiectul hotărârii privind aprobarea candidaturilor tehnico-economice actualizate, a devizului general actualizat și a devizului terestru executat pentru obiectivul de investiții de finanțare și de punct în care se poată, în comunat al acestea de subacru, conform prevederilor ordonanței de urgență numărul 5 din 2001, privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare. Proiectul numărul 4. Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, a devizului general actualizat și a devizului direct executat pentru obiectivul de investiție în finanțarea sistemului public de alimentare cu apă, în comuna Palincea de Subacău, conform prevederilor OUG, numărul 93 din 2001, privind instituirea unor măsuri pentru derularea programului național de dezvoltare locală. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați, a devizului general actualizat și a devizului direct executat pentru obiectivul de investiție finanțare sistemul de alimentare cu apă uzată, canalizare, în comuna Palincea de Subacău, conform prevederilor OUG, numărul 5 din 2001, privind reglementarea unor măsuri fiscale bugetare. Punctul numărul 6, proiect de hotărâre privind indicatorii cu aprobarea indicatorilor tehnico-economice actualizați, a devizului general actualizat și a devizului de executat pentru obiectivul de investiții în finanțare sistem public de apă uzată, canalizare, în comuna Palincea de Subacău, conform prevederilor OG din numărul 93 de 2001, privind instituirea unor măsuri pentru derularea programului național de dezvoltare locală. Punctul numărul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării activității de transport rutier, de marfă și persoane în cont propriu a ROF, desemnării managerului de transport și a consumului mediu de carburant pentru autovehicule utilaje din patrimoniul Comunei Palincea de Subacău. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de desfășurare a activităților comerciale, terasa Comunei Palincea, Stâțul Bacău. Punctul numărul 9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local al Comunei Palincea în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic George Dacian de Calicor, Palincea. Punctul numărul 10. Proiect de hotărâre privind alegerea ședinței Consiliului Local al Comunei Palincea, Stâțul Bacău, pentru ședințe de gen octombrie-noiembrie-decembrie 2021. Avem numărul fiscal de buget, promovarea ordonanței de guvern la 27.21, privind fiscarea acestui local. În această ordonanță de guvern am primit și noi suma de 115.000 pentru echilibrarea acestui local. Prin a parte de venit respectiv cu bugetul cu suma de 115.000, era parte de cheltuieli cu aceeași sumă, care este împărțită pe capitala suma de 74.000 la bunuri și servicii pentru autorizații respective, suma de 11.000 lei achiziție foarte pentru intrare primărie, ca și cheltuială de capital, și
suma de 30.000 pentru achiziția centrală termică pentru școala Parincea, corpul CDI. Față de acest subiect, materialele de la discuție, dacă nu știu. Nu sunteți secretar? Nu. Dar ce zile? Cine zile? Era Diana, cred. Cred că da. Era Diana? Cineva din comisie spre cineva. Cineva din comisie. Următor, da. Votă? Spune mai vot? Da. O ținere? Mai zic. Numărul 3. Punctul numărul 3. Părinte, vă dă privând. Aprobarea și de acordul cu sectorul economic actualizat, a venitului general actualizat și a venitului rectificat pentru un lucru de investiții înființate sunt în profil de alimentare cu apă, cu comuna Parincea Cucibacă, conform prevederilor OG, numărul 15, din 2021, privind implementarea unor măsuri fiscale bugetare. Dă cuvântul domnului Dumnezeu. Da. La acest punct, solicită actualizarea statului economic, a devenitului general, totalizator și a devenitului general de executat pentru obiectivul alimentare cu apă, în baza ordonanței guvernului numărul 15, care prevede că se pot majora valoarea de execuție a contractului respectiv, din cauza faptului că s-au majorat prețurile la materiale de motor. La fel, aceeași situație este și pentru motorul proiectului de energie, pentru obiectivul alimentare cu apă. Materialul de fiind reacționat la dispoziție, dar care nu se întoarce și mai multe. De ce începe aici de jurnalie? Acum câteva luni de zile, două și ceva, nu știu cât, așa, am primit o adresă de la Ministerul Dezvoltării că fondul de pentru proiectele astea prin PNDR 2 și PNDR 1 s-au finalizat. Noi am fost obligați ca să dăm adresa respectivă către firma care construiește, ca să o plească lucrările. Dacă nu se bagă, face lucrarea cu faptul că nu poți să o plătești. Da? Deci, o stagnat toată asta, știți, pentru că două nu s-au lucrat, nu s-au făcut nimic. În schimb, acum ne-a venit adresă, că s-au obținut bani, s-a făcut buget, s-au bugetat bani și dă drumul ca să începem din nou lucrările. În perioada asta am explodat prețul de la materiale. Iar guvernul, a spus, doamne, unde au prețul foarte mare și sunt contracte și ei sunt convinși că nu mai poate să facă cu banii care au fost făcuți. Acum suplimentează niște bani unde au crescut prețurile foarte mari la materiale. Asta este problema. Nu că oprim constructul, oprim el sau o vârf mai nu. Deci, în baza hotărârii la Ministerul Dezvoltării, când s-au terminat banii pentru anul respectiv, acum s-au prins bani de nou la buget, de adrese, și putem să începem lucru, imediat în perioada următoare începem lucrările. Și toate astea, pe vedeți, de acum avem 5-6, numai cu apă și canal și cu ordonanța de urgență respectivă. Dar mai sunt de cumpărat materiale? Nu, deja nu s-au terminat? Cu ție, deci cu toate astea? Mai avem. Deci mai avem. La stația de plădare mai avem, de făcut legături de la cetățeni. Nu cumpără materiale dinainte. De exemplu, ei nu cumpără toate materiale, le decodăm și îi pune când pot ei. Nu. Recupera materiale, îl montează în momentul când este pus, montat. Abia atunci putem să facem și plata. Pentru că aduce materialul, pune scurtea cu mărie și îl plătim. Nu avem voie să facem așa ceva. Dar firma, dacă, domnul primar, dacă firma cu care am face noi apă și canalul ar fi lucrat, ei cât terminau de execuție? Adică ei se încadrează, adică dacă mă înțelegeți, dacă ei terminau, deci, finalizau un pic lucrarea mai devreme. Ei se încadrează termenul. Când ești termenul? La anul ăsta sau la anul ăsta?
trebuie să luăm în considerare și relații țărilor. Deci, relația domnului care s-a sistat, o să facă contractul. Adică eu, știți ce, ați ce să zic, dacă ei, mă, trebuie să mă încadrez până în august și eu făceam lucrarea, o prindeam cu prețul ăla și erau bani. Da, dar nu-i vorba, deci nu-i vorba de el, că dacă el, el o lucra, da? Deci el, el este cu el. O lucra, dar știți cu ce înseamnă, una să lucrezi cu 2 și 2 și 2 și 8. Dar un exemplu, el cu, el cu 2 muncitori, muncesc 2 luni și cu 8 lucrezi într-o zi sau în 2 zile. Deci el este intervent cu asta, numai dacă... Da, eu ce nu stă... Blocare, eu blocam. Eu nu stăpânesc, adică sistemul de plată, adică dacă am avut banii, dacă ei au avut banii... Deci banii nu pot, deci el lucrează, da? Ce faci două luni... Păi știu eu, tu ce-a spus dumneavoastră, înțeles asta? El face și cât face, îi plătiți. Și termenul, dacă era mai scurt, da. Dar nu poți să nu aveați bani, nu aveați bani primăria? Au avut bani. Nu au făcut. Dacă ei făceau, plăteau. Dar nu guvernul. Nu vreau, guvernul. Deci primăria a fost guvernat. Să faci tot acasă, da. Ministerul de contează banii. Păi poți și ministerul nu vă dădea banii? Dădea. Deci în perioada asta... Și atunci el de ce nu a lucrat atunci? Păi, hai să-mi spune, dar ce nu înțelegeți? Și dacă deci, guvernul... Deci cuvinilor tine de la minister ca să blochezi lucrări, nu mai sunt bani. Păi da. Da. S-au blocat banii. Păi da. Ministerul, dar dispoziția nu primăria. Nu e vorba de și deja proiectul ăsta pe DL2, deja ei nu mai erau bani pentru ei și deci, ei vor ducea pe DL3. Terminat, da? Da. Acum s-a făcut buget la nivel de guvern, s-a bugetat la și lucrat pentru pe DL-uri. Pentru Ministerul de Zbor, pentru că s-a prins semne, unde au putut de dat bani. Acum ne vine, e pentru că nu uită. Și solicităm și diferențele de sumă. Da. 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 Gata? Alte întrebări aveți? Nu. Comisia numărul 1? De acord. Comisia numărul 2? De acord. Comisia 3? Aveți sau numărul 1? Spune la vot. Cum adică? Trecem la vot. Proiectul de hotărâre privind aprobarea obligatorilor tehnicului economici actualizați a devizului general și a devizului executat prin obiectivul de investiții înființat de sistem public de alimentare cu apă în comuna Calucea pentru Pasău, conform prevederilor OUG numărul 93 pe 2021, privind instituirea unor măsuri de, pentru derularea programului național de dezvoltare locală. Aici e aceeași. Eu mă pun la capăt că mi-a vrea să vă spun la ce? Dar de când ordonanța 93 se poate solicita de la sistem implementarea valorii contractului care a fost majorat cu contravalarea deloverii, care a fost actualizat în 2019, în baza ordonanței de guvern 14 din 2018. Adică, în 2018 s-au mărit, m-a dat salariile în sectorul construcției și ordonanța 14 ne-a obligat să majorăm contractul de execuție a lucrărilor cu contravalarea care rezultă din majorarea salariilor. Însă, așa cum a fost solicitată de contract din bugetul local. Pentru că, la ora respectivă, nu intra în legislație ca să fie mai durată valoarea cu contractul de finanțare. Prin ordonanța numărul 93, se poate solicita acum această sumă care a fost majorată pentru majorare să fie decontată la bugetul de stat. Aceeași sumă este, aceeași situație este și pentru obiectivul canalizare, care urmează la următorul proiect de legi. Vreau că vă mai spune că au avut devizele în comunitate. Deci asta discutești pe trebuie cu finanțarea care trebuia să o punem noi, care așa de care avea și cu apă, și cu apa și canalizare, se ducea undeva la vreo 15 miliarde. Da, ți-am zis că noi trebuie să punem la bugetul local. Comisia 2? Comisia 3? Spune la vot. Punctul numărul 5, proiectul hotărârii de aprobare a obligatorilor tehnicilor economici actualizați, a devizului general actualizat și a devizului de vest executat prin obiectivul investiției înființare sistem public de apă uzată, canalizare, în comuna Pacea de Cupacău, conform prevederilor OG, numărul 15 2021, privind implementarea unor măsuri fiscale bugetare. Aici este majorarea cu prețul la materiale pentru
care a fost liberat în apă de acolo. De aceeași problemă, apă cu canalizare. Apă cu canalizare, în plenul ordonanței 15 și ordonanței cu salariu, sigur, nu trebuie să lucrezi în material. Am făcut un cap în 2019, nu sunt mai așa mare, nu sunt 6 de milioane de intenția, pe total, la restul e executat. Se poate la aprobarea asta, la rest e executat. Nu are legătură cu ce s-a executat și s-a decontat. Da. Da. A. Bine că nu l-a dat nouă. Vă mulțumesc. Ai văzut comisia numărul 1? Comisia numărul 1. Comisia 2? Da. Comisia 3? Aici s-a urat. Pune la vot? Punctul 6. Prin hotărâre de aprobare a indicatorilor tehnicului monotonici actualizat, s-a devenit în general actualizat și a devenit proiectul executat pentru proiectul de investiții și finanțare în sistem public de apă uzată, canalizare, cu un aparicel pentru patron, conform prevederilor OCE numărul 23, privind descrierea unor măsuri pentru demularea programului național de dezvoltare locală. Aici actualizarea cum am avut, dar am făcut în comisia 1? Comisia 2? Comisia 3? Comisia 3? Comisia 3? Deci, la punctul 27, proiectul de hotărâre privind aprobarea desfășurării activității de transport rutier, de marfă și persoane, în cont propriu, AROF, desemnării manegerului de transport și a consumului mediu de carburant pentru autovehicule și intrurajele din patrimoniul comunei Parigia de Subacă. Aici știți că am cumpărat un camion și pentru licența de transport suntem obligați ca să avem un manager de transport. Și s-a aprobat și consumul. La consum, la fiecare utilaj, sunt formate comisii din vice primar, contabil, cine mai poate comisii din noi? Domnul Cama, și s-au făcut primul, s-au lucrat. O oră s-au lucrat și s-au făcut chiar până la urmă. S-au constatare că consumă un bun, că consumă un tractor, că consumă un camion. Și trebuie ca să pun cumva aprobarea consumului local, consumul e respectiv. Cât consumă un bun? Comisia 1? Comisia 2? Comisia 3? Comisia 3? Spune la vot.
Trecem la punctul numărul 8. Proiectul hotărârii privind aprobarea regulamentului de desfășurare a activităților comerciale pe rada Comunei Palmicea, în județul Bacău. Comentați la asta? Deci, la fost pus la dispoziție regulamentul de autorizare a funcțiilor comerciale cu ora pe aici. Pentru a se elibera autorizația de funcționare, este necesar mai un regulament privind funcționarea tuturor agenților economici în comun, care au profil de comercial. Nu știu dacă sunt întrebări legate de acest subiect. Regulamentul care l-am citit ieri pe comun, trebuie să rămânească autorului. Și, în exemplu, pentru eliberarea autorizațiilor, este necesară prezentarea unor documente. Cerere de eliberare a autorizațiilor. Din clasă, tot care răspunde pentru coabitul de funcționare, acordul vecinilor, cerere de eliberare, informații privind frica de partid personal. Da, mai mult de atât, nu putea să fie mai multe la față, pentru că este regulamentul la care relevant. Am citit, dacă trebuie să ai studia de avocat ca să percep ce scria legea X, legea Y, legea Z. Probabil era normal să fi scris, eu știu, cumva. Da. Pentru cine interesează, probabil o să vină și o să ia detalii la primărie, nu? Cu ce trebuie la autorizație. Pentru că acolo scris doar legile. Așa ce se lasă intru pe internet, să cauți legea 2, legea 9, legea 10, să vezi ce vrea. Articole și toate alea. Da, poate mă gândesc, ca să fi fost, să fi știut acum și noi consilierii ce votăm, ar fi trebuit în mod normal. Nu eu, eu vorbesc din personal. Aș vrea să confuzionez eu. Orice agent economic care se va adresa primăriei pentru autorizație de funcționare, în prealabil, se prezintă la Registrul Comerțului. Și Registrul Comerțului pune la dispoziție toate informațiile și avizele necesare până la autorizația de funcționare. Nu are sens să le iei din la noi atunci când au toate celelalte condiții îndeplinite. Da. Ce mai este ca noutate și am prins noi în regulament, nu știu dacă ați observat, este interzis comercializarea băuturilor alcoolice, deci se va duce la suspendarea autorizației de funcționare, poate chiar și la anulare, pentru cei care comercializează băuturi alcoolice minorilor și persoanelor cu certificat din America. Deci asta este ca o noutate, acolo și este prinsă regulament. Regulamentul o să fie public, îl publicăm pe site. O să-l dăm tuturor agenților economici să-l aibă. Și în rest, celelalte reglementări legale, ce privește igiena, ordinea publică. Cred că era și până actual. Da. Ce țin de sănătatea publică, din direcția sanitară veterinară, din mediu, din PSI și tot ce implică. Da. Bună ziua! 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 Tot hotărârii cu reprezentanți. Anul ăsta nu prea pare la o trei, anul ăsta nu mai e ori de tub. Adică așa au venit toate lucrurile la inspectorat sau la ministerul, numai un singur reprezentant din partea Consiliului Local. Vă rog să faceți propuneri. Cine... Da, și noi am prins ca o măsură asiguratorie. Da, și un rezervă. Să desemnăm și un supleant. Deci în cazul în care titularul
din motivii subiective sau obiective nu se poate prezenta, sau poate suplini un alt consilier local. Deci să vă gândiți în primă fază propuneri pentru membru titular și a doua propunere pentru membru suplent. Da. Domnul Duracu, poate să fie deschis soția? Nu. Da. Eu care nu mai Franiș, mai fost. Doamna Dreptă. Nu puteți. Nu puteți. Nu puteți. Nu puteți. Nu puteți. Nu puteți. Nu mai sunt alte propuneri? Da. Cine este pentru ca doamna consilier Dobrani și mâna să fie membru titular în consilierea de stația liceului George Stefan Comarin? Este cineva împotrivă? Nu, una dintre. Haideți să ne gândim și la un suplean. Nu știu, suplianul va fi mult potrivit, pentru că nu e nici așa aproape, dacă nu m-aș ajuta la copă, eu nu fac până la școală. Cu majoritatea și difilerea, cu o pentru școala de la noi, eu cu ședință. Da, deci nu e... Opinia mea, având în vedere faptul că viceprimarul este și viceprimarul, este conducerea instituției, ar trebui o altă persoană. Cu gen de, nu de interes, de conflict. Da. Mișcă da, vă gândesc la aspectul că este suplean, dar în cazul în care titularul și precizarea a dat de un proiect și a observat, este pentru întreaga durata mandatului dumneavoastră celor aleși în septembrie anul trecut. Noi am intervenit acum pentru că propunerea este la școală pentru 1 și 3 sesii anul trecut. Da. Domnul Ima? Deci, votat la propunere de la doamna consilier Grecu, da? Pe domnul Dima. Sunteți de acord, domnul Dima Suprean? Da. Unanimitate, da. Mulțumim. Deci, la propunere, alegerea de da, aici am să fac o câteva precizări, așa cum știți. Hotărârea Consiliului Local de Ședare de Ședință a fost pentru inclusiv la septembrie, deci se impune ca pentru octombrie, noiembrie și decembrie să faceți propunere pentru un alt președinte de ședință. Noi, da. Propun de domnul Dragoș. Mai sunt alte propuneri? Dacă nu, mulțumesc frumos pentru participare. Declarăm închidere.